Așa o zi călduroasă, un subiect atât de negru și de complicat. Nu știu dacă este unul dintre noi care, citind Apocalipsa, să nu aibă curiozitatea să afle cei cu 666. Să fiu cinstit cu dumneavoastră, ce va fi cu el, nu știu. Dar nici n-am de gând să stau să scormonesc în ce se întâmplă în jurul meu și să dau vina pe unul sau altul din lucrurile pe care le văd, ci mai degrabă mă întorc în Scriptură și mă las învățat de ea. Și Scriptura îmi spune, sau Ioan o spune cu gura lui, că toată cartea Apocalipsa este o prorocie. Prorocul este un om al vremii lui. El vorbește pentru cei vii din jurul lui, nu vorbește pentru o posteritate nedefinită. Iar dacă mă gândesc atent cei prezenți în jurul lui Ioan, chiar dacă erau despărțiți de situația în care el se afla, era pe insula Patmos, dar au primit scrisoarea de sub pana lui, din mâna lui, au fost cele 7 biserici ale Apocalipsei. Și toată cartea Apocalipsa, într-un fel, este scrisă pentru ele. Deci dacă cele 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, n-au înțeles cei cu numărul 666, vreau să vă spun că nu-i mare nădejde să înțelegem nici noi, dar Scriptura fiind scrisă ca să fie pricepută, cred că oamenii de atunci au înțeles mai multe decât înțelegem noi astăzi, buimaci de toate teoriile din jurul nostru. Ce-ar fi de pildă dacă aș înlocui cele 7 biserici cu noi? Și aș zice, pentru că Dumnezeu este relevant și normativ pentru toată istoria, cred că ceea ce ni se spune în profețiile lui trebuie să aibă o valabilitate și pentru noi. Deci și noi astăzi trebuie să luăm aminte cum au luat ei aminte atunci la ce 666. Ca profeția să fie valabilă și pentru ei acum 2000 de ani și pentru noi după 2000 de ani, nu cred că putem discuta despre forme. Și trebuie să discutăm despre acel principiu universal valabil, acel adevăr comunicat de Scriptură care a călătorit de-a lungul întregii istorii. De-a lungul istoriei, același adevăr a îmbrăcat diverse forme, nu totdeauna aceleași. Un singur lucru a rămas constant, semnificația acestui 666 nu s-a schimbat de-a lungul întregii istorii. Și de aceea în dimineața aceasta n-am să vorbesc despre forme, vă las pe dumneavoastră să speculați, în literatura de astăzi găsiți tot felul de speculații, ci aș încerca să identificăm împreună cu dumneavoastră funcția, respectiv adevărul, principiul acela universal valabil, că atunci când veți vedea principiul acela îngemănându-se cu o formă, oricare ar fi ea, să știți de ce să vă feriți sau de ce să ne ferim. Înainte de Apocalipsa am studiat cartea Genesa și am văzut că din Genesa pleacă istoria facerii unui nume. Și întreaga istorie este o zbatere legată de conceptul acesta al numelui. Și încă pe primele pagini am văzut că ți-l poți face singur sau îl poți lăsa pe Dumnezeu să ți-l facă. De pildă, Nimrod împreună cu ai lui, sub turnul Babel, au zis: haideți să ne zidim o cetate, un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. În timp ce Dumnezeu i-a lăsat la jumătate de drum, le-a încurcat limbile și Avram, probabil cu Terah, pleca și el spre... Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îi spune: ești din țara ta, din casa tatălui tău, vină în țara pe care ți-o voi arăta, voi face din tine un nume mare, te voi binecuvânta, să voi face un nume mare, și vei fi o binecuvântare. Dacă ne gândim ce contează ce nume porți, în primul rând, când îți faci tu un nume, vei fi un blestem pentru tine însuți și pentru alții. Pentru că vei deveni o gaură neagră care așteaptă că toată lumea se închine înaintea lui. Când îl lași pe Dumnezeu să-ți facă un nume, vei deveni un soare, o stea, care vei binecuvânta pe alții, pentru că ești tu însuți binecuvântat de Dumnezeu. Țineți minte ce spuneam legat de numele după care toți stânjim într-un fel și dăm din coate să ajungem să ne facem un nume în lumea aceasta. Este o nevoie reală în noi, nevoia de semnificație, ține de chipul lui Dumnezeu în noi și de aceea ne dorim un nume. El ne dă identitate, valoare, dar ceea ce puțin dintre noi țin în minte că ne dă și
sau ne hotărăște și destinul. Cu alte cuvinte, nu-i tot una ce nume porți. Călătorind prin istorie, ajungem în Apocalipsa și în Apocalipsa lucrurile se aleg pentru că este vremea sfârșitului. Vei vedea oameni purtând numele Fiarei și vei vedea oameni purtând numele lui Dumnezeu. Să nu cumva să credeți că lucrul acesta va fi adevărat doar peste 5 ani, 10 ani sau 20 de ani. Lucrul acesta a fost adevărat din grădina Eden, de-a lungul întregii istorii. Formele au fost diferite. Principiul acela universal, valabil, a fost mereu acolo. Și acum aș vrea să citesc din capitolul 13, începând cu versetul 15. Nu uitați, în 12, balaurul a fost aruncat pe pământ împreună cu îngerii lui, s-a năpustit împotriva femeii, Dumnezeu a luat-o din calea lui, s-a năpustit împotriva rămășiței, seminței femeii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Și Ioan stă și vede, ridicându-se din mare, fiara întâia. Balaurul îi dă scaunul lui de domnie și puterea lui nespus de mare. Fiara întâia este puterea politică. Puterea politică a oricăror vremuri, din orice epocă istorică. Atunci, în vremea lui Ioan, era Imperiul Roman. Scaunul de domnie al satanei era la Pergam, acolo unde era și procuratorul roman. Pe urmă se ridică de pe pământ fiara a doua. Fiara a doua lucra cu puterea fiarei întâi. Avea două coarne ca de miel, dar avea glasul ca de balaur. Identitatea fiarei a doua o vezi în glasul ei, nu în cornițele ei care te-ar putea înșela. I s-a dat putere să facă o icoană și să o facă să vorbească și versetul 15 spune, i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mari și mici, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mână sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și este 666. Versetul imediat următor. 4:1. M-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele lui Dumnezeu și numele Tatălui Său. Apoi apar trei îngeri cu trei mesaje. Primul vestește o Evanghelie, doilea anunță căderea Babilonului și al treilea vine și vorbește despre pericolul de a primi numărul fiarei pe frunte și pe mână. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei, icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care pozesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Aș începe printr-o explicație și v-aș duce în roman la un verset pe care îl cunoașteți. Pavel, după ce expune toată doctrina mântuirii în toată frumusețea ei și termină cu doxologia din capitolul 11, sfârșitul ei, vine și ne îndeamnă să ne aducem trupurile ca o jertfă vie sfântă, plăcută pe altarul zidirii trupului lui Hristos. Și în versetul 2 ne spune să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă mă uit, am doi termeni puși în contrast prin acea conjuncție adversativă. Nu așa, ci așa. Când ai astfel de realități în Biblie, una se definește în oglindă cu cealaltă. Dacă nu înțelegi ceva dintr-un termen, citește-l atent pe al doilea. Ce nu înțeleg din această comparație sau contrast pe care îl face Pavel? Păi nu înțeleg ce e chipul viacului acestuia. N-are rost să-mi scormonesc mintea și să încerc eu să înșir lucrurile acolo. Pot să citesc partea a doua din contrastul nostru. Cine sunt cei care se potrivesc chipului viacului acestuia? Cei cărora
nu le pasă de voia lui Dumnezeu, sunt complet dezinteresați de ea. Nu interesează ce spune Dumnezeu, n-ascultă și nu trăiesc ce spun ei. Indiferent despre ce ar fi vorba, despre îmbrăcăminte, despre mâncare, despre gânduri, despre fapte, despre orice în lumea aceasta. Când te rupi din mijlocul veacului acestuia, dintr-o dată voia lui Dumnezeu devine determinantă în viața ta. Doar dacă l-ai proclamat pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar a fi Domn înseamnă a trăi în ascultare de El. Cu alte cuvinte, dacă n-am înțeles ce echipul veacului acestuia, al doilea termen mi-l explică. Exact la fel este în Apocalipsa. În Apocalipsa am două realități puse în contrast, care duc la două destine complet opuse unul celuilalt. A primi numele fiarei sau a primi numele lui Dumnezeu. Dacă nu înțeleg ce înseamnă a primi numele fiarei, trebuie să mă uit la ce înseamnă a primi numele lui Dumnezeu. A primi numele fiarei nu poate fi decât opusul acestui lucru. Mi se pare simplu și clar. Și nu trebuie să inventez eu răspunsul la întrebarea mea. Duhul lui Dumnezeu i-a dat destul înțelepciune lui Ioan ca să o facă. Deci, dacă aș compara Roman 12 cu 2, cu toată problema noastră din Apocalipsa, primește semnul fiarei, acela care se închină fiarei și icoanei ei. Primește semnul lui Dumnezeu sau numele lui Dumnezeu, cel ce păzește poruncile lui și credința lui Iisus Hristos. Observați, în a doua parte, am păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Ma, ce nu înțeleg eu din textul acesta? Nu înțeleg foarte clar ce înseamnă a te închina fiarei și icoanei ei. Păi trebuie să fie exact opusul contrastului pe care Scriptura mi-l creează și contrastul aveți acolo în versetele din capitolul 14, versetul 11 și versetul 12 sunt puse în contrast. Dacă aș da o definiție, spun oricine nu păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos a primit pe mână semnul fiarei și pe frunte. Oare așa să fie? Vă duc înapoi la începutul istoriei și vă pun o întrebare. Când a primit Eva pe frunte și pe mână semnul fiarei? Pentru că, revin în capitolul nostru, balaurul. Cine fi balaurul? Păi îmi spune Ioan, șarpele cel vechi, satana și diavolul. Cu alte cuvinte, balaurul este în spatele fiarei. Balaurul a dat scaunul de domnie fiarei și o putere mare. Balaurul stă în spatele scenei întregii istorii. El este Dumnezeul veacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia. Practic, noi suntem chemați ca Domnul Iisus să ne închinăm Lui. Sistemele politice și structurile din jurul nostru sunt doar o fațadă. Nu ne spune Pavel cei ce aduc și se închină idolilor, practic se închină dracilor. Există o lume spirituală în spatele scenei. Dar ascultați ce spune Dumnezeu, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Era oare valabil și atunci oricine păzește poruncile lui Dumnezeu era valabil? O să zic că era valabil. Dar a venit o altă șoaptă și cealaltă șoaptă a spus, hotărât nu vei muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Știți cum au început lucrurile? Au început aici. Eva a stat și a zis, cine să aibă dreptate? Să aibă Dumnezeu dreptate care mi-a interzis să mănânc sau să aibă șarpele dreptate care îmi spune, e o plăcere să mănânci și de folos să mănânci. Și la un moment dat, de încrezare, a păzit porunca șarpelui și credința în șarpe. De încrezare, șarpele a început să gândească rău despre Dumnezeu. Și în clipa aceea, pe fruntea ei, s-a scris numele fiarei. După care, nu s-a mulțumit cu atât, a întins mâna, a rupt și a dat și bărbatului ei. Și a primit semnul și pe frunte și pe mână. Rezultatul? Izgonirea din prezența lui Dumnezeu.
Harul lui Dumnezeu a făcut să rămână în locul lor sângele jertfei, să le dea vreme de pocăință, dar în ultimă instanță, când se termine istoria, acest har nu va mai fi. Atunci oile vor fi despărțite de capre și oile vor fi invitate în prezența tatălui și a mielului și caprele vor fi aruncate în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cum primesc pe frunte și pe mână semnul fiarei? Ascultând de fiară și trăind în baza sistemului ei de valori. Cum primesc pe frunte și pe mână numele lui Dumnezeu, gândind în sistemul lui de valori și păzind poruncile lui, trăind în baza cuvântului lui. Nu doar cu gura îl fac pe Hristos Domn, ci cu toată viața mea îl fac pe Hristos Domn. Dragii mei, cel mai important verset este acesta și dacă nimic altceva nu rețineți de Apocalipsa, duceți-vă cu el acasă. Aici este răbdarea sfinților când presiunea crește. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. De ce e important și credința lui Iisus Hristos? Este unul în sală care s-a întâmplat să nu păcătuiască în ultimii 10 ani? În ultimele 10 ceasuri? În ultimele 10 minute? Ce faci cu păcatele tale dacă nu crezi în Iisus ca jertfă și în Iisus ca mare preot? Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, provocarea este să biruim. Cele 7 biserici au știut foarte clar ce înseamnă să iei pe mână un nume sau altul. Cel care nu s-a pocăit a rămas cu numele fiarei pe mână. Cel care s-a pocăit la chemarea Duhului Sfânt prin vorbirea lui Hristos a primit promisiunile unui nume nou. Celui ce va birui, voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât cel ce-l primește. Sau capitolul 3, versetul 5, biserica aceea care îi mergea numele că trăiește, dar era moartă, celui ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și îi voi mărturisi numele înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Sau bisericii din Pergam, acolo unde era scaunul de domnie al satanei, acolo unde fiara l-a omorât pe Antipa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care se coboară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. La sfârșitul istoriei, dar nu numai atunci, ci și acum, există doar două categorii de oameni, biruiți și biruitori. Cei biruiți poartă pe frunte numele fiarei. Biruitorii poartă pe frunte numele lui Dumnezeu. Lăsați-mi voie să vă duc la sfârșitul cărții, capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el le va șterge orice lacrimă. Moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și adăugat, scrie, pentru că cuvintele acestea sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apelor vieții. Cel ce va birui, leitmotivul scrisorilor, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi poporul meu. Dar cel ce nu va birui, afară, sau cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol, toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Observați, biruitorii vor intra în cetate, vor beneficia de prezența lui Dumnezeu, vor mânca din pomul vieții.
cei biruiți vor fi afară. Cei care vor fi înăuntru vor avea numele lui Dumnezeu pe frunte. Cei care vor fi afară vor avea numele fiarei pe frunte. Uitați-vă un pic mai atenți la ei și veți vedea în ce constă numele fiarei: fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol, toți mincinoși. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioase, adică moartea a doua. Numele fiarei te va lăsa afară, numele lui Dumnezeu te va duce pe porți în cetate. Capitolul 22, ultimul din carte. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după cum gândește și trăiește, după faptele lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate. Afară sunt cei cu numărul fiarei, adică câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Ce i-a ținut pe oamenii aceștia afară? În mod evident, nepăzirea poruncilor lui Dumnezeu și necredința în Iisus Hristos. Dar dacă v-ați uitat la ei, sunt oameni religioși. Sunt oameni religioși, dar cu inima împărțită. Și aceea cred că principiul care străbate istoria și îmbracă diverse forme este unul simplu: compromisul. Compromisul. Cum verificăm o astfel de concluzie? Cum verific o astfel de afirmație? Recitesc textul. Și fiara a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte. Și nimeni să nu poată nici cumpăra, nici vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul este 666. Aș vrea să extrag elementele din text pe care să pot construi, să pot să-mi verific într-un fel concluzia. Cu orice concluzie aș veni, trebuie să se potrivească ca o mănușă pe textul nostru. Și sunt cel puțin patru lucruri în text pe care nu le pot exclude, trebuie să le includ în tălmăcirea mea. Odată este un număr de om, este vorba de o persoană, uitați-vă la mine, în carne și oase care a trăit în istorie. Deci este un număr de om. Al doilea, de numărul acesta de om trebuie să fie legat cifra 666. Omul și cifra este un număr de om legat împreună. Al treilea lucru este un context de vânzare și cumpărare. Și în contextul vânzării și cumpărării ești dus de val și te pomenești un închidător al fiarei pentru că ai acceptat compromisul în viața ta. Spuneți-mi, când în lumea aceasta nu s-a vândut și nu s-a cumpărat? Și pe vremea lui Cain și Abel ar fi trebuit să meargă la Abel să-i cumpere un miel sau să-i ceară un miel, să-i dea ceapă în schimb, dar a fost prea mândru să o facă. De când e lumea, contextul acesta există. Deci, indiferent unde l-aș găsi, trebuie să fie un om, nu cinci oameni, un om trebuie să fie de numele lui legat 666, să fie în contextul vânzărilor și cumpărărilor și să ducă la închinare, la despărțire de Dumnezeu și închinare idolatră. De când am început Apocalipsa, am spus că acest cod pe care trebuie să-l descifrăm al Apocalipsei își are dezlegarea în Vechiul Testament. Și atunci când Ioan te trimite în Vechiul Testament, ești câștigat dacă te duci și sap puțin. Nu-i totdeauna ușor, pentru că nu-i suficient să găsești versetul la care te trimite el. De multe ori trebuie să înțelegi teologia întregii cărți. Și vreau să vă spun că biserica secolului I cunoștea de 100 de ori mai bine Vechiul Testament decât o cunoaștem noi. Ei n-aveau Noul Testament. Ei pe asta își apărau viața și pe asta își dădeau viața, pe înțelegerea lui Hristos din Vechiul Testament. Omul de care se leagă cifra 666 în contextul vânzării și cumpărărilor, care duce la închinare în fața fiarei, observați, toate cele patru elemente sunt acolo, este Solomon. Nu se poate, este epoca de aur a lui Israel. Așa pare când te uiți la suprafață.
Cartea Cronici, la care ne vom referi, nu este o carte de istorie. Traducătorii Septuaginte au inclus-o lângă Împărați și Samuel. În toate canoanele liturgice ale evreilor este prima din ea, sau, în celelalte, ultima din ea. Este teologia prin care Dumnezeu analizează întreaga istorie. Cartea începe cu Adam și se termină cu robia babiloniană și cu edictul lui Cir, ca să spună istoriei că va continua Dumnezeu să lucreze. Dar pe Solomon îl știm cel mai bine din edificiul pe care l-a făcut, templul pe care l-a zidit la Ierusalim. Și noi toți îl numim templul lui Solomon, n-a fost nimic la fel de falnic ca și templul lui Solomon. Când el a terminat de zidit templul, și vreau să vă spun din perspectiva mea, el a fost un simplu diriginte de șantier. Cel care a visat templul, cel care a proiectat templul, cel care a primit până și desenele furculițelor a fost tatălui. El a dat toate războaiele, a adunat toate materialele, până când toți au zis, destul, nu mai este nevoie, avem destul. David a trăit pentru templu. Solomon a pus doar în mișcare lucrurile, dar inima lui era la cu totul altceva. Nici n-a terminat bine templul și a bifat toate lucrurile, s-a dus la cumpărături. Să aducă aur din Ofir. Cu cine? Cu slujitorul lui Hiram, împăratul Tirului. Dar când s-a terminat templul, a ridicat un piedestal impunător și a îmbrăcat în fala lui împărătească, s-a pus în genunchi, a ridicat mâinile spre cer și a rostit o rugăciune. Citiți-o în 1 Împărați, capitolul 8, de la 22 la 53. Rugăciunea este absolut superbă. Ce-i cere lui Dumnezeu? Doamne, noi ți-am făcut o casă, tu ești locatarul, fii bun și vino aici. Știm că tu nu locuiești în case făcute de mâini omenești. Cerurile nu te pot cuprinde, dar te rog, pune-ți numele aici. Și dacă noi sau altcineva va striga la tine din locul acesta, ascultă-l, te rog, Doamne. Dacă va păcătui cineva, dă iertare. Dacă poporul tău va fi bătut de vrăjmaș, scoate-l afară din robie. Dacă vei închide cerul și nu va fi ploaie, Doamne, îndură-te și dă-le ploaie și grâu. Doamne, dacă ciuma și foametea și rugina și lăcustele vor bântui țara, scapă-ne, Doamne, de ele. Dar ascultați versetul 41. Când străinul, care nu este din poporul tău, va veni dintr-o țară îndepărtată pentru numele tău. În țara aceea depărtată s-a auzit un zvon. La Ierusalim, în templu, locuiește un Dumnezeu. Și când cineva se roagă acestui Dumnezeu, el răspunde din ceruri. Locuiește un Dumnezeu. Căci se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins. Când va veni să se roage în locul acesta, ascultă-l din ceruri. Dumnezeu îi răspunde lui Solomon, îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o, sfințesc locul acesta, casa pe care mi-ai zidit-o, ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Dar dacă vă veți abate de la mine, voi și copiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei, să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care am dat-o. Voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, s-au alipit și au slujit altor Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. Ăsta este Solomon, numele lui se leagă de templul din Ierusalim. Dați-mi voie să mă uit un pic mai atent la el. Dumnezeu în Deuteronom 17 a dat împăratului, în mod special, înainte ca să fie existat vreunul, trei porunci. Să n-aibă mulți cai, să n-aibă mult argint și aur, să n-aibă multe neveste. Spuneți-mi, care din ele le-a păzit Solomon? Absolut, niciuna.
Absolut niciuna. Dar ce rost aveau aceste porunci? Păi caii erau puterea militară. Caii mergeau împreună cu care de război. Țineți minte faraon când a ieșit din Egipt împotriva poporului și a intrat în mijlocul mării cu carele lor și îngerii au început să scoată roțile carelor lor? Caii erau puterea militară, aurul și argintul era puterea financiară. Fără bani nu puteai face războaie. Iar nevestele, să nu credeți cumva că Solomon era un superman și avea nevoie de 100 sau 1000 de neveste, nu, dragii mei, dar avea nevoie de suficiente alianțe politice ca în vremea lui să aibă pace. Și așa spune Scriptura, în vremea lui a fost pace. Doar că atunci când ai putere militară, putere financiară și alianțe politice, nu trebuie să te încrezi în Domnul chiar așa de mult. Dacă cumva te-a scăpat printre degete, ai care și călăreți și ai argint și aur și mai ai la cine fugi prin jur. Ce se întâmplă este că atunci când lângă Domnul mai și pui ceva, te lași de Domnul și îmbrățișezi lucrurile pe care le-ai adăugat Domnului. Cu alte cuvinte, îți vei pune nădejdea în cai, în argint și în alianțele tale politice. Avea cam 20 de ani când a fost așezat ca împărat în Iuda, în Israel, când încă nu era împărțit atunci țara, și Solomon s-a dus să se închine pe Gabaon, pe înălțimile Gabaon înaintea Domnului, și Domnul i s-a arătat noaptea în vis și a zis: Solomon, ai 20 de ani, îți dau 3 opțiuni. Înțelepciune, bogăție și faimă. Alege. Wow, zice Dumnezeu. Un tânăr așa de înțelept să aleagă înțelepciunea și să întoarcă spatele la bogăție și faimă? Dumnezeu însuși a rămas mirat. Și pe deasupra i-l-a dat și pe celelalte două. Atât de surprins a fost, iertați-mi afirmația, de cererea lui Solomon. Te-ai gândi că acest om va guverna pentru Dumnezeu cum n-a făcut-o nimeni altcineva în istorie. Textul spune: Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălțimile Gabaon și cortul întâlnirii și a domnit peste Israel. În Biblie veți găsi viața lui Solomon. Uitați-vă la pălmile mele și golul dintre ele este tot ce scrie despre viața lui Solomon. Pălmile mele sunt prefața și încheierea, într-un fel, rezumatul. Și foarte interesant, cronicarul ia exact același text și îl pune ca prefață și îl repetă ca și încheiere pentru viața lui Solomon. Oare de ce? Ca să te atrag, nu uitați, nu suntem într-o carte de istorie, ci într-o carte de teologie. Asta e concluzia lui Dumnezeu legată de viața lui Solomon. Și continui textul, versetul 14. Solomon a strâns cară și călărime, avea 1400 de cară și 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la el, la Ierusalim, lângă împărat. Dacă vă duceți în Ierusalim, sunt muntele Sionului și acum sunt locurile în care ținea el cai, grotele în care ținea carele și caii. Cu alte cuvinte, deasupra la vedere era Domnul. Încrederea mea, stânca mea, de desubt unde nu știe nimeni, erau carele mele, de fapt, nădejdea mea. Împăratul a făcut ca argintul și aurul să fie tot atât de obișnuite la Ierusalim ca și pietrele și cedrii, care nu cresc în Israel, ca și sicomorii care cresc pe câmp, ca și salcâmii de pe câmp. Solomon își aducea cai din Egipt. O ceată de negustori a împăratului se duceau și luau în cete pe un preț hotărât. Se duceau și aduceau din Egipt un car pentru 600 de sicli de argint și un car și un cal pentru 150 de sicli de argint. Tot așa aduceau pentru toți împărații hetiților și toți împărații sidonienilor. Dacă vă uitați pe hartă, în sud este Egiptul. Este Marea Mediterană și este pustiul Arabiei, imediat dincolo de Iordan, și este o fâșie îngustă pe unde se poate urca dinspre sud, înspre nord. Ce a făcut Solomon? Ca într-o clepsidră, s-a așezat în punctul cheie. Nimic din sud nu mergea spre nord, decât dacă negustorii își lăsau la vamă taxele vamale. Și textul ne spune în capitolul 9, versetul 13, greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur.
Dar ce ciudat este că versetul următor spune: afară de ce aduceau negustorii cei mari și cei mici, de la toți împărații Arabiei, de la toți dregătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon. Cu alte cuvinte, de ce nu mi-a spus cronicarul, Solomon primea anual PIB-ul lui Israel, era cam atâta. El zice, nu. Povestea asta cu vânzarea și cumpărarea duceau 666 de talanți de aur, restul nici nu mai contează. Ce a făcut Duhul lui Dumnezeu? I-a deschis mintea lui Ioan, l-a adus la jucăria asta mică din viața lui Solomon, 666. Și a luat de acolo 666, dar când Ioan se duce în Vechiul Testament și ia 666 și îl scoate de acolo, acel 666 trage toată viața lui Solomon cu ea. Și ca să înțelegi ce vrea să-ți comunice, trebuie să cunoști Vechiul Testament, să te întorci înapoi, să iei cifrul, cheia, să descui ce spune el. Hai să vedem la ce a dus toată această vânzare și cumpărare în viața lui Solomon. Un împărat, capitolul 11, nu citesc povestea cu creesele și împărătesele și nevestele lui, dar versetul 4 continuă. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său. Păi nu uitați, deasupra era templu, dedesubt erau cai și carele, adică neascultarea lui de Dumnezeu. Și atunci când veneai, își îmbrăca și își punea coroana și își lua sceptrul și mergea la templu și se închina, toată lumea bătea din pălmi și aplauda. Dar dacă ai fi știut inima lui Solomon, vă citesc textul mai departe. Dacă aș pune o etichetă pe textul acesta, nu știu cum l-ați numit dumneavoastră, nu era în totul. Cum ați numit povestea asta? Fățărnicie sau compromis? Aproape-i bine, dar nu-i tocmai acolo, nu era în totul al lui. Solomon s-a dus după Astarteia, zeița sidonienilor. Hai să lăsăm argintul, carele și nevestele. Problema s-a agravat când inima lui a început să se închine altor dumnezei. S-a dus după Astarteia, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul. O leacă cu dracu, o leacă cu Domnul. O leacă cu fiara, o leacă cu mielul. Cam așa a fost viața lui, dragii mei. Cum ați numi o astfel de viață? Compromis. Atunci Solomon a zidit o mulțime de altare sau pe muntele din fața Ierusalimului, un loc pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor și să nu le supere. Din când în când la braț mergea și se mai pleca înaintea zeităților din Ierusalim. Cum ați numit lucrul acesta? Compromis. Scriptura numește 666. Aproape 7, niciodată 7. Și în groapa aceea din care nu mai ești veci. Pentru că pe Dumnezeu nu-L mulțumești cu o jumătate de inimă și cu 85% din viața ta. Ori tot, ori nimic. De aceea mântuirea începe mărturisindu-L pe Hristos ca Domn și lepădându-te de Satana. Dacă nu te-ai lepădat de Satana și dacă îți mai plac căile Lui și șoaptele Lui și chemările Lui și te mai întorci la ele și nu fugi la Hristos să fii iertat și să plângi pentru lucrurile astea, nu ești a Lui. Nu ești a Lui. Uitați-vă puțin să lărgesc zoom-ul aparatului meu pe viața lui Solomon, să pun toată cartea 1 și 2 cronici înaintea dumneavoastră. Primul cuvânt în cronici este Adam. Ultimul cuvânt în cronici este nădejdea reîntoarcerii din robia babiloniană. Dar acolo în cronici este un om după inima lui Dumnezeu, David. A fost un curvar. El nu tăgăduiește, nici Biblia nu iartă. Citiți Psalmul 51, citiți istoria lui. A fost un ucigaș, dragii mei, mâinile erau pline de sânge. Uneori în nebunia lui, a măcelărit și a tăiat venele cailor și Dumnezeu a zis, îmi pare rău, pentru asta nu pot zidi templu. Dar a fost un om care s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu, nu s-a jenat să-și pună pocăința în ziar, să o scrie în versuri, să o cânte cu lira și să știe tot Israelul cine este.
pentru că mângâierea lui Dumnezeu și iertarea lui au fost de ajuns. Și Dumnezeu îl numește un om după inima mea și îi face o promisiune. Și promisiunea viza pe fiul lui David. Știți cine e fiul lui David, urmașul lui pe tron? Solomon. Solomon spune textul în capitolul 29, versetul 23, că a șezut pe scaunul de domnie al Domnului. Wow! Un urmaș al lui Adam pe scaunul de domnie al Domnului? Dar știți ce promite Domnul Iisus urmașilor lui Adam, celui ce va birui? Îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul de domnie al tatălui meu. Solomon ar fi trebuit să întruchipeze această biruință, să fie o chemare spre cer pentru toți urmașii lui, pentru că i s-a făcut harul să fie fiul lui David. Din pricina compromisurilor, Solomon a prăvălit toată istoria de după el în groapă și nimeni n-a putut să o mântuiască, nici măcar Dumnezeu. El a așezat un tipar în Israel și tiparul acela a tras o istorie întreagă după el. După el. Ca fiul al lui David, Solomon ar fi trebuit să transforme Ierusalimul într-o poartă spre cer, într-o poartă spre Dumnezeu. Când un străin va auzi despre Dumnezeul nostru pe care noi îl slujim cu bucurie și căruia ne rugăm și am făcut o casă în care să locuiască și va veni din țări îndepărtate, nu să-mi vadă ca împărăteasa din slava, din Seba, să-mi vadă slava și hainele cu care sunt îmbrăcați robii mei și mâncarea lor, astăzi pe deasupra, ci să-l vadă pe Dumnezeul meu pe care el nu l-a arătat împărătesei. Dragii mei, ar fi trebuit să fie Ierusalimul și templul o poartă spre cer. Știți ce a făcut Solomon? A jinduit la locul Tirului și a Sidonului. S-a înhăitat cu tirienii și sidonienii și s-a dus după aur din Ofir și a transformat Ierusalimul într-o poartă spre compromis, într-o poartă a comerțului. A comerțului. În ce privește pe Solomon, Scriptura spune, inima nu i-a fost întru totul. A păstrat fațada, a păstrat masca, dar dedesubt era putregaiul. Nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, ca a tatălui său David, sau n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David. Uitați-vă o clipă pe muntele Sionului, cei 144.000. Spune, sunt verguri, nu s-au întinat cu femei. Traduceți-o în limbajul Scripturii, 1 Corinteni 12. Te-am logodit cu mire, ca pe o fecioară curată, vorbește Pavel despre biserică. Dar știți ce fac ei? Urmează pe miel oriunde ar merge. Urmează pe miel oriunde ar merge și asta este diferența. Dacă mergem spre Ierusalim și acolo urmează junghierea și răstignirea, trebuie să lapă de acel, să te ferească Dumnezeu, Doamne, noi așteptăm tronuri, ne așteptăm crucii, piroane, urmează pe miel oriunde ar merge. În zilele noastre stăm și filozofăm pe tema codului de bare, a chipului care se plantează în mână și pe frunte, a pașaportului biometric și a hărților retinei, fără de care nu poți intra în Statele Unite. Well, dacă nu aveți ce face, puteți filozofa în jurul lor. Vă spun că există o realitate care de 2000 de ani e prezentă în istorie și poate că n-ai stat de mult în oglindă să vezi ce ai pe frunte. Spuneți-mi o biserică în România, biserică de apocăiților, să spun așa, care a expus pe cineva din adunare generală din pricina bârfei, a vorbirii de rău, a invidiei, a jumătăților de adevăruri, a minciunii. Noi spunem că intră lumea în biserică. Dragii mei, tot ce este în lumea, pofta ferii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Păi dacă nu-s de la Tatăl, de unde poate să fie? Numai de la fiare poate să fie? Numai de la balaur poate să vină? Dar noi am coborât garda. Eu am un duh și un suflet sau un suflet, depinde cum îl definiți, și Dumnezeu mi-a dat și un trup să-l poarte prin bucla asta fărășirea deșertăciunii.
Și cele două merg mână în mână. Principiul universal valabil care va rămâne de-a lungul istoriei și n-are moarte, va merge sau în iad sau în rai, cu carnea asta, cu forma asta care o îmbracă și care se desface de la o zi la alta și o vor mânca viermii. Eu nu cred în reîncarnare, dar cred că de-a lungul istoriei acest principiu universal valabil numit o jumătate de inimă sau compromis sau fățărnicie s-a reîncarnat mereu în alte și alte forme. Că va fi în viitor un chip? Nu știu. Că va fi în viitor o pecete? Habar n-am. Nu cred că e vorba de lucruri exterioare. Cred, în schimb, că principiile se pot folosi de lucruri exterioare. În secolul I, forma era un păhărel, ca de cina Domnului, un păhărel. Intrai într-o sală, era o statuie, chipul fiarei din I, fiara a doua i-a făcut fiarei din I un chip, și era doar procuratorul și cu tine. Și stăteai cu paharul în mână și știai regula. Stropești puțin la picioarele statuii, pleci acasă. Dacă nu, pleci la ghilotină. Să presupunem că eu am fost înăuntru, m-am gândit la copii, la nevastă și am întors un pic de... Nu tot, nu mă un pic. Și nici nu cred că am stropit vreun pic, dar a văzut procuratorul că am făcut gestul. După că l-am pus jos, am dat mâna cu el și am plecat acasă. Chipul a început să vorbească. Tot satul știa cine sunt. Tot satul știa cine sunt. Well, forma atunci nu era un chip plantat sub mână, dar dacă vrei să trăiești, să cumperi, să vinzi, la prunci pâine și la nevastă, să faci altceva decât a făcut Antipa, care a fost ghilotinat de sabia procuratorului roman, atunci trebuia să iei jucăria aceea și să faci un mic gest. Dar din inima ta era o închinare la fiară, o lepădare de Hristos, un punct. De-aia în momentul acela, spune aici, este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Dragii mei, în timp ce filozofăm legat de codul de bare, de chipuri, de pașapoarte, de cărți de credit și de toate celelalte, dați-mi voie să mă opresc să vă pun o întrebare, începând cu mine însumi. Este oare inima mea întru totul a Domnului? Spuneți-mi, pentru ce ești gata să-L vinzi pe Dumnezeu? Poate pentru locul tău de muncă, pentru o bucată de pâine sau pentru să te bate unul din mai marii lumii pe umăr să spună bravo, ești gata să te lepezi de el. Sau ești gata să te lepezi de el din pricina poftei cărdii care nu-ți dă pace până când nu faci clicul acela să-ți umpli ochii cu murdăria acestei lumi. Sau te uiți la moda de pe stradă și fără să te gândești ce faci pentru cei din jurul tău, lași ca lucrurile să vină în viața ta și să te pângărească pe tine și pe cei din jur. Este inima mea în totul a Domnului. Urmez eu pe Domnul, acei 144.000 care au fost pecetluiți. Nu uitați, și tu și eu am fost cumpărați cu un preț, înfiați, pecetluiți cu Duhul Sfânt. Suntem fii de Dumnezeu, fii de împărați. Spuneți-mi cum ar trebui să ne trăim viața. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Știți ce înseamnă asta pentru mine? Oricare dintre noi putem fi o poartă spre Dumnezeu. Prin lucrurile mărunte din jurul nostru, când le faci în ascultare de Dumnezeu, o poartă spre Dumnezeu. Sau poți să faci lucrurile nepăzind poruncile lui Dumnezeu și atunci ești o poartă spre moarte și spre iad. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aici este răbdarea sfinților care...
care păzesc poruncile lui Dumnezeu și dacă cumva s-a frânt ascultarea la Hristos repede și la crucea Lui și credința lui Iisus Hristos. Amin.